zice, Domnul, fă porți de legământ. Intră în post și rugăciune, zice Duhul Sfânt, și lăsați necredința care vă împășoară lezne, semene, gladiopal. Nu mai este timpul să judeci, zice Domnul, pe aproapele tău, șalomena gladiovel. Nu mai este timpul să intri la judecată cu frații tăi și cu surorile tale, poporți de legământ. Rugați-vă că nu v-ați mai rugat niciodată, zice Duhul Sfânt. Și dați de știre, zice Domnul, în lume pragobernaie. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, semela gladiopal. Început de la anul care vine va fi un an plin de durere, mai durere cât a fost până acum, zice Domnul. Veți plânge copiii voștri, pragoberna gladiovel. Iată că o mare intoxicație vor scădea în aer, samana gladiopal. Tonaie, chiar la sfârșit de an, stemena gladiofal, tonaie, și pe drumuri veți vedea oameni începând de anul care vine, care vor cădea jos, semena gladiofal, și nu vei crede, sime gladiofal, domena deoven, atunci vei striga la mine, zemene, ghedofir, nagadofel. Rogă-te, rogă-te pentru întregul pământ, zice Duhul Sfânt, că ai obosit, paragadofal. Ai obosit poporul meu din post și de rugăciune, zice Duhul Sfânt. Nu vă strângeți poporul meu comorii de pe pământ, semena gladiofal. Că vor arde toate, zice Duhul Sfânt, începând de la anul care vine, va fi un foc mare pe pământ. Șalomena gladiofir menaie, care nu te aștepți, zice Domnul, șemena gladiofal, va fi niște cutremure mult mai puternice la anul care vine, care nu mai poți, zice Domnul, atât de puternice, zice Duhul Sfânt. Dar iată, va fi niște vijerii și niște furtuni îngrozitoare, zice Domnul, în care vei spune niciodată n-am văzut așa furtuni e gladiofal tonaie. Și mulți copii voi lua acasă, zice Domnul, anul care vine, șalomena gladiofal tonaie. Fiindcă vreau să te pregătesc, popor de legământ, zice Duhul Sfânt. Iată că vrăjmașul și-a făcut un plan demonic, zice Duhul Sfânt. Ca să omoare jumătate din globul pământesc, zice Duhul Sfânt. Dar cei ce vor lua minte și vor sta în puși rugăciune, n-am să îngădui e gladiofal, toșibre tenaie, că despre voi, pastorilor, zice Duhul Sfânt, v-a mai vorbit e gladiofal, tonaie, este timpul să adun turma, zice Domnul, de pretutind din semena gladiofal, strigă-le pe nume și cheamă-le înapoi în turmă, zice Duhul Sfânt. Că dacă n-ai să faci lucrul acesta, zice Domnul, iată, acum lasă o științare, dar vine clipa când vei vedea cu ochii, zice Domnul, mulți pastori voi duce acasă, zice Domnul, chiar de la anul care vine, zice Domnul, voi începe să lucrez, să duc acasă, zice Domnul, dar că despre cei care ați lucrat fără de lege, zice Domnul, în locul vostru și locuința voastră este iadul de foc, e gladiofalto, de aceea vă spun, spuneți adevărul bisericilor, șalomena gladiovel, că într-una spui nu e lucrarea din partea Domnului. O, poporul meu, poporul meu, vegheați, vegheați, că niște ducuri rele vor intra în biserici, zice Duhul Sfânt, și vor destrăma acolo unde vor intra și nu va fi veghere, va destrăma tot ce va prinde și ce va putea face. Șalomena gladiofel, tot dai. Vei vedea un mare năcas pe pământ în anul care vine controlul de gladiofal, tonaie, către vară, zice Duhul Sfânt. Chiar din Parlamentul României, zice Domnul, vei vedea o răscoală foarte mare. Dar atunci, iată, zice Domnul, nu te teme, semena gladiofal, că cei ce vor veghea samana gladiofel, tonaie, le voi da izbăvirea, biruința și brotofel, tonaie. Face-vi spitale din casele voastre, paragadofer, nagadovel. Chemați turmă mică și brotofer, nomenadia palto. Judecata mea asta să înceapă, zice Domnul, pregoverna Gadia. Iată tot de la anul care vine în alt an, zice
zice Duhul Sfânt, intrând în alt an, zice Duhul Sfânt, mă vor pune niște reguli în adunări, șalomena, gladio, fermenaie, și care nu vor respecta regulile și prodio, fermena, gadovel, iată că le vor închide, zice Domnul, dar voi încredeți-vă mine, poporul meu de legământ, că nu v-am părăsit, zice Domnul, și iată, zice Domnul, că nu vă veți mai aduna în adunări, ci vă veți aduna prin casele voastre, șamana gladiovel, cu frică, cu teamă, zice Domnul, vă veți ascunde să vă puteți ruga. Așa strâmtorare mare va fi pe pământ în care nu mai pot strâmtorarea. De aceea spun, iată, zice Domnul, cel ce n-ascultă de glasul meu, cel ce nu-i aminte la lucrarea mea, cel ce-și îndoiește, zice Domnul, și nu crede, zice Domnul, o mare năcază-i vă da și mene gradio farto menadio vel. Iată, zice Domnul, rugați-vă ca venirea mea să nu fie într-o iarnă și mene gradio farto naie. Și iată, iată, poporule, că multe case le vei vedea sub tapă. Tot ce ai strâns pe pământ va lua apa, zice Duhul Sfânt, va arde paragad oferna gradio vel. Ajutați văduva, zice Domnul, și nu vă fie greu, zice Domnul. V-ați închis gura, zice Domnul, și nu mai ascultați de mine. Vă dau pacea mea, zice Domnul, și nu vă dau cum vă dă lumea, zice Duhul Sfânt. Multe oițe ați lăsat pe afară, zice Domnul, și nu vă îngrijiți de ele. De aceea, iată, mare necaz voi lăsa pe pământul acesta. Din nou, poporule, poporule, te vei îngenunchea înaintea mea și vei striga la mine. Dar iată că la unii le voi răspunde, dar alții nu, zice Duhul Sfânt. Și broto fermena gladiofal, Iisus Hristos a coborât într-o paradis.